Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Datorii de altă dată, marcaje karmice aduse în prim plan de fenomene astronomice importante, locuri vindecătoare unde ne putem încărca cu energie divină, remedii pentru zonele mai puțin pozitive, ce simțim în aceste zone miracol. Toate acestea, astă seara alături de Ingrid Baciu, Cristian Pompei, Dragoș Bogdan și Sorin Dină. Dar înainte însă să vorbim despre modul în care suntem afectați de lipsa unui somn odihnitor, chiar dacă suntem sănătoși, după prima noapte de nesomn. Consecințele sunt cu atât mai grave atunci când suntem stresați sau desfășurăm activități care necesită atenție crescută sau mai ales atunci când suferim de diferite boli. Despre aceste consecințe, dar și soluția naturală recomandată privind echilibrarea sistemului nervos și eliminarea tulburărilor de somn, le discutăm astăzi seara alături de doamna conferențiar universitar dr. Georgiana Tache, medic primar recuperare medicală, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Doamna doctor, ce înseamnă pentru organism, cu toții suntem curioși de acest lucru, o noapte nedormită? Cu toții am avut parte. Cu adevărat ce înseamnă? Da, cu adevărat fiecare dintre noi a avut parte de o noapte nedormită și a doua zi ne-am simțit obosiți, am avut o performanță intelectuală sau fizică ceva mai scăzută, am fost mai irascibili, am fost mai somnolenți. Trebuie să ținem cont de faptul că somnul este necesar organismului și orice noapte nedormită se adună, se contorizează undeva la nivelul stării noastre de sănătate. Somnul este un medicament, somnul este modalitatea fiziologică prin care noi ne refacem la nivelul întregului organism, în special la nivelul sistemului nervos central. E bine de știut că noi petrecem dormind cam o treime din viața noastră și că este necesar să dormim cam 7-8 ore pe noapte noi adulții sănătoși. Care sunt cele mai importante funcții afectate dacă tulburarea de somn persistă o perioadă mai lungă de timp? Da, dincolo de o singură noapte nedormită, pot fi mai multe nopți, săptămâni, luni, un an întreg, atunci când suntem foarte preocupați la servici. Vorbim despre faptul că noi, oamenii, trăim existența noastră sub un ritm, ritmul circadian, adică al succesiunii între zi și noapte. Acestui ritm circadian îi se supune alt ritm, acela al succesiunii între veghe și somn. Dar această succesiune între veghe și somn nu este unica succesiune sau unicul ciclu din organismul nostru. Există și ciclul funcțional al sistemului și aparatului cardiac, al celui respirator, digestiv, al celui endocrin, al sistemului imunitar, al funcției sistemului nervos central. Iată că toate aceste cicluri funcționale ale organelor și sistemelor noastre pot fi și ele date peste cap în momentul în care nu respectăm o anumită succesiune. Și ca atare, de la simplu la complex, ne putem resimți ca urmare a lipsei de somn asupra sau în contextul performanțelor fizice, suntem obosiți pentru orice activitate fizică am putea desfășura. Asupra randamentului intelectual, memoria ne lasă, atenția, capacitatea de analiză, de sinteză, încep să fie precare, de asemenea faptul că nu mai avem o reacție corespunzătoare la diferite acțiuni sau nu avem sau timpul nostru de reacție prea crescut, ca atare ne putem accidenta. Nu mai conducem mașina în mod corespunzător, traversăm strada și nu putem aprecia distanțele. Deci fizic, performanța sau randamentul intelectual, apoi și accidentările sau traumatismele pe care le putem experimenta dacă nu suntem prea atenți. Apoi sunt modificări de tipul emoțional-comportamental. Adică suntem irascibili sau suntem deprimați, suntem anxioși, suntem stresați și ne manifestăm zgomotos. Iată cum stresul poate fi consecința lipsei de somn și la rândul său poate duce la modificarea somnului. Și într-un final, de parcă toate acestea nu erau îndeajuns, ne putem îmbolnăvi. Vorbeam de ritmul cardiac, avem de-a face cu hipertensiune, tulburări ale ritmului cardiac, să spunem infarct miocard, care se poate instala, accident vascular cerebral. Dar modificări la nivel endocrin pot să se repercute asupra tulburărilor metabolice. Apare diabetul zaharat, obezitatea, tulburările digestive,
imunitatea noastră și ne îmbolnăvim din senin mai mult și mai frecvent decât am făcut-o până acum. De asemenea, performanța intelectuală asupra căreia am insistat puțin mai devreme. Iar între hormonii care nu mai sunt secretați corespunzător este și melatonina, care de fapt este hormonul somnului, hormonul nopții, care începe secretă la ora 8 seara, are un maxim la ora 12. Și atunci noi ar trebui să dormim în acest interval de timp când avem și hormonul la dispoziție. Da, doctor, care sunt pacienții dumneavoastră care resimt cel mai mult un somn disfuncțional și la ce afecțiuni sunt predispuși de obicei? O paletă largă, de la A la Z, aș putea spune. Sunt tinerii care sunt stresați la servici, sunt corporatiștii care lucrează în open space și pe lângă stres mai au și faptul că nu văd lumina zilei și atunci acel ritm circadian le este suspendat și sunt obosiți în timpul programului și nu pot să adoarmă când ajung acasă. Deci sunt cei stresați tineri, sunt cei care călătoresc foarte mult și schimbă fusul orar. Sunt pacienții mei vârstnici care au o mulțime de afecțiuni, de la accident vasculare, hemipareze, boală artrozică, boli inflamatorii autoimune, care au durere, cei care au avut stres, care au avut un traumatism și au stres post-traumatic, deci toți aceștia sunt într-un fel sau altul predispuși la a avea tulburări de somn. Fără să mai vorbim despre tinerii care petrec mai mult nopțile datorită vremei frumoase de afară, stau la calculator sau lucrează acasă în loc să lucreze la job mai mult decât trebuie. Deci ne culcăm mai târziu și atunci iarăși somnul este mai greu de instalat. Dar stresul și anxietatea? Cum spuneam, stresul și anxietatea poate să fie și cauze și efecte ale tulburărilor de somn, evident. Și stresul poate fi stresul profesional de care spuneam, poate fi stresul personal. Ai un deces în familie, ai un divorț. Deci stresul se identifică la orice nivel. Stresul poate să fie cel post-traumatic, ai avut un accident sau ai aflat că te-ai îmbolnăvit și ești stresat. Stresul face parte din viața noastră, la fel ca și anxietatea și la fel ca și depresia. Deci ele sunt în interdependență cu tulburările de somn. Și când vorbesc despre tulburări de somn, mă refer nu numai la numărul de ore, la cantitate, dar și la calitatea somnului. Pentru că tulburările de somn constau în aceea că nu poți să adormi odată, ajungi târziu în pat și nici regulile sau igiena de inducere a somnului nu este respectată, toate regulile, adică să fie întuneric în cameră, să nu fie televizorul în cameră, să nu ticăie un ceas, să nu dormi cu telefonul la tâmplă și așa mai departe. Deci trebuie să respecti astfel încât să ajungi la o anumită oră în pat. Dar după aceea, cu greu, ai adormit, să spunem, și te trezești. Te trezești angoasat, agitat, nu mai poți să adormi la loc. Să presupunem că ai adormit la loc, dar te trezești dimineața fără de vreme, la ora 4, când trebuie la 6 să începe activitatea. Deci și calitatea și cantitatea somnului în contextul stresului sunt modificate. Ce consecințe și riscuri sunt asociate tulburărilor de somn? Deci pornind de la performanțele fizice pe care nu le mai ai, nu mai poți să desfășuri activități sportive, activitățile casnice, cele profesionale, apoi continuăm cu cele de performanță sau randament intelectual, cele emoționale, că ești supărat, irascibil, nu te mai înțelegi cu nimeni, decompensarea afecțiunilor pe care le ai sau apariția unor îmbolnăviri, toate acestea pot să fie consecințe ale lipsei de somn. Insomnia, de exemplu, faptul că nu adormi, că te trezești peste noapte sau că te trezești mai devreme, asta ar fi un tip de tulburare a somnului. Dar pe lângă insomnie mai sunt și parasomnia, hipersomnia, adică dormi foarte mult, dar nu este un somn odihnitor. Parasomnia atunci când dormi, dar visezi, stai în faza aceea de REM cu somn profund, visezi și trăiești intens și ești obosit când te trezești. De asemenea, când dormi, narcolepsie peste zi.
Fișoa, m-am odihnit, dar tu adorm la volan. Nu că adorm la birou, n-ar fi nicio problemă. Deci, tulburările acestea care le-am descris toate, alături de insomnie, conduc la tulburări ale somnului. Când trebuie să se apeleze la o alternativă terapeutică și care este soluția recomandată de dumneavoastră, doamna doctor, prin prisma experienței clinice pe care o aveți? Cât mai repede, pentru că se pare, studiile arată, că nu mai poți recupera stricăciunile sau consecințele nefaste ale somnului asupra sistemului nervos. Adică spui că 3 zile n-am dormit și următoarele 3 nu se recuperează. Și atunci e bine imediat ce constați că ai insomnie și că ai tulburare de somn să apelezi la un ajutor. Și acest ajutor trebuie să fie logic, adică să conțină acel hormon de care spuneam, logic, nu e așa? Pentru că tu ți-ai dereglat între timp secreția lui și după 50 de ani scade oricum de la sine și trebuie să-l ajuți și de asta după 50 de ani sunt mai multe tulburări ale somnului la diferite persoane, lăsând la o parte că sunt și foarte multe boli care le asociază acele persoane. Deci e bine să fie un hormon, melatonina, nu că este logic, și să fie și o serie de elemente, și eu aleg numai produse naturale, care să mențină acel somn de care spuneam, da, odată ce ai adormit, să stai adormit. Care sunt compoziția și mecanismul de acțiune, beneficiile concrete ale soluției recomandate? Deci dacă este melatonină, ți-a indus somn. Dacă este pasifloră, valeriană, mac californian, pe care le-am ales eu în același produs, un singur comprimat, o singură capsulă, le are pe toate. Deci pentru celelalte, opțiunea mea este pentru ele, deoarece au efect anxiolitic și de sedare. Deci te-ai trezit și nu mai ai starea aceea. Te-ai dus, ai băut un par cu apă, ai făcut ce ai făcut, te curci la loc perfect, în condiții perfecte. Deci nu mai stai în agitație și te gândești, îți trec prin față toate gândurile negre, pentru că preparatul are produsul acesta natural, suplimentul are alături de melatonină și produși naturali. Și mai are un avantaj acest produs pe care, natural pe care l-am ales eu. Faptul că macul californian are efecte analgezice. Și mulți dintre pacienții mei au dureri. Și atunci eu acopăr absolut toată paleta de simptomatologie ale tulburărilor de somn. În cât timp se vor observa efectele? În cât timp? Pe măsura în care ai aceste tulburări de somn, în aceeași măsură trebuie să te gândești că trebuie să urmezi un tratament. Adică ai dacă ai de o lună, evident că o săptămână, o lună. Dacă ai de peste câteva luni, evident că de la câteva zile până la 6 luni, tu trebuie să iei acest supliment, astfel încât, cum ar fi din cutie, să îți reglezi o funcție pe care ți-ai dereglat-o. Sunt necesare curele pe termen lung? În situația în care tulburarea de somn este instalată de foarte mult timp, evident că este necesară și benefică pe termen lung și formula pe care o alege orice medic cu cap este o formulă care să nu predispună pacientul la efecte adverse, la interacțiuni medicamentoase, nu-i așa? Să nu aibă efecte toxice. Doamna doctor, care sunt sfaturile noastre practice pentru persoanele care se confruntă cu astfel de condiții stresante, cu diferite afecțiuni asociate cu tulburările de somn? Cum își pot rezolva aceste persoane insomnia? Primul lucru este să mergi, dacă nu la psiholog, psihiatru, la medicul generalist sau la medicul cu care tu îți rezolvi anumite probleme și care este deschis unei patologii mai largi, astfel încât să-ți înțeleagă cauza care îți produce stresul, să stai de vorbă cu el și după ce afli cauza, atunci să găsești și remediul, pentru că poate există și alte medicamente, durerea, inflamația, care nu dau pace pacientului, dar somnul poate fi și consecința stresului profesional, cum spuneam, stresului cotidian. Traficul te poate necăji și astfel vii de la serviciu obosit și până ajungi acasă ai mai acumulat un tip de stres. Deci este foarte bine să ceri ajutor și să îți administrezi în cunoștință de cauză un supliment care să-ți inducă stresul și să-ți elimine efectele nefavorabile ale insomniei și stresului. Deci este adevărat somnului. Că nopțile pierdute nu mai pot fi recuperate. Doamna doctor, ce recomandări aveți pe scurt despre igiena somnului? Ideal ar fi să nu pierdem nopți și regulile privind igiena somnului constau în aceea de a nu consuma băuturi
energizante, cafea, ceai, ciocolată, sau să nu mâncăm înainte de a merge la culcare, cu 2-3 ore, mâncare consistentă, și toată lumea face așa ceva, să avem o oră, cum să spun, nu neapărat civilizat, dar o oră rezonabilă de mers la somn, nu ora 12 sau 1 noaptea, când melatonina este maximă și tu, de fapt, tragi de tine să stai treaz, să ți iei un supliment care ți se potrivește din toate punctele de vedere și, evident, să eviți să dormi acolo unde stai peste zi, să n-ai televizorul în cameră, să nu există zgomot, să nu dormi cu căștile în urechi, cu telefonul aproape. Deci o mulțime de elemente care te-ar putea perturba în a ajunge la culcare. Și, evident, să nu pierzi nopțile, deși suntem tentați, pentru că vremea este frumoasă afară, să rămânem cu prietenii mai mult timp. Este bine, totuși, să ne punem o limită și la ora 10, cel târziu, să ajungem totuși în pat. Deci, doamna doctor, beneficiile unui somn odihnitor, până la urmă, ne ajută să fim sănătoși, performanți și să ne bucurăm mai mult de orice tip de activitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă așteptăm cu drag și în cadrul altor emisiuni, revenind după publicitate cu subiectul emisiunii. Emisiune susținută de Dormax.